Valul de scumpirii a făcut pe români să facă economii și de Black Friday, perioada în care în anii trecuți se înregistrau cheltuieli record. Un studiu recent arată că oamenii au cheltuit în medie cam 300 de lei față de anii trecuți, când bugetul era mult mai mare. Perioada de Black Friday este una dintre cele mai așteptate din an, însă, potrivit unui sondaj prezentat de jurnaliștii de la Radio România Actualități, se pare că românii au decis să facă economie. Deși tranzacțiile online cu cardul au crescut cu 27%, suma medie din acest an a fost de doar 322 de lei, în scădere față de anul 2021. Cea mai mare sumă cheltuită anul acesta a depășit 35.000 de lei. Se pare că în topul celor mai căutate produse sunt articolele de încălțăminte, suplimentele alimentare și cosmetice, urmate imediat de foto și cărți. Totodată, datele indică faptul că în topul celor care au făcut cumpărături online se află femeile, în proporție de 54,1%, în timp ce procentul bărbaților a fost de 45,9%. Grupa de vârstă cu cele mai multe achiziții a fost de 35-44 de ani, urmată imediat de cele de 25-34 de ani, dar și de 45-54 de ani. Odată cu trecerea anilor, tot mai multe magazine au decis să participe la Black Friday și oferă reduceri la tot mai multe produse din toate domeniile. Și deși la noi Black Friday a început de pe data de 11 noiembrie, unele branduri au decis să prelungească această perioadă până la finalul acestei luni.